hackerii de foarte puține ori atacă o anumită persoană. Ei preferă să meargă la locul unde găsesc cât mai mulți utilizatori și este așa numită abordare de tip năvod. Deci, practic, ei lansează aceste campanii către cât mai mulți utilizatori și cine pică în plasă, pică, cine nu, nu. Sparg site-uri care sunt vulnerabile și extrag adrese de mail sau numere de telefon ale utilizatorilor. Atacatorii cibernetici au găsit o modalitate de operare prin care reușesc deseori să-și atingă obiectivul. Trimit mesaje care se aseamănă cu cele trimise de autorități. Acum s-a identificat tratamentul miraculos pentru COVID. Iată care sunt medicamentele care se administrează în spitalele din Statele Unite. Mi-aduc aminte, chiar s-a trimis această hartă. Vezi în zona ta dacă câte cazuri sunt în zona, în județ, în țară și așa mai departe. Vă aduceți și aminte de celebra hartă coronavirus. Într-o singură zi au fost infectate 200.000 de calculatoare care au accesat acest site și li s-au criptat datele și li s-au cerut bani. Când decidem să instalăm aplicații pe care cu adevărat le folosim, este important să vedem ce fel de drepturi ne solicită aceste aplicații. Pentru că dacă este o aplicație de, știu și eu, de modificat poze, de ce ar avea nevoie de acces la microfon sau la lista de contacte? Și atunci când instalăm această aplicație, ne uităm ce fel de permisiuni solicită această aplicație. În aproape toate situațiile, aceste atacuri cibernetice au succes pentru că ținta greșește undeva, însemnând în a accesa link-uri de la mail-uri pe care nu le cunoaștem, graba de a executa o acțiune fără a te gândi, fără a verifica înainte, greșeala de a nu-ți lua toate măsurile de protecție. Și aici vorbim de banalul antivirus, dar evident că nu este suficient. Dar un antivirus, dacă l-ai, să fie totuși actualizat la zi, sistemul de operare, softurile. Totuși, dacă ne luăm măsuri de precauție, putem evita atacurile cibernetice. Adresa de mail pe care o folosim în relația cu banca, în relația cu furnizorul de servicii de telecomunicații, cu instituțiile statului, ANAF și așa mai departe, să fie o adresă de mail complet separată. La fel și numărul de telefon pe care îl folosim pentru a primi SMS-ul cu codul pentru bancă, spre exemplu, sau orice alte tipuri de plăți, să fie un număr de telefon separat, nu unul pe care îl poți găsi în agenda telefonică sau pe Google. Și de asemenea, cât mai multă discreție din acest punct de vedere a expune date care ar ajuta hackerii să ajungă la noi mai ușor. Chiar și simplu fapt că postăm acele bilete de avion care ați văzut ca un QR code, este foarte important să înțelegem că acel QR code conține niște date cu caracter sensibil și date pe care nu am vrea de fapt să le arătăm.